Mă numesc Octavian Ursu și am 42 de ani. Sunt născut în București și locuiesc de 20 de ani în Germania. Am studiat muzică și trompetă la Conservatorul din București, după care am obținut întâmplător un post în Germania, într-o orchestră simfonică. Și de 20 de ani locuiesc în orașul Görlitz, la granița cu Polonia. Nu plănuisem să rămân în Germania, dar așa cum câteodată se joacă soarta cu noi, am întâlnit-o pe viitoarea mea soție în teatru muzical, unde lucram, și după 20 de ani sunt încă în orașul unde am ajuns la început. Mă bucur să am posibilitatea să vorbesc la postul român de televiziune aici în Canada. Este o posibilitate deosebită și este o ocazie deosebită și pentru mine, pentru că am reușit să vin după 8 ani din nou la Vancouver să-l întâlnesc pe fratele meu, Cătălin Ursu. E o întâlnire deosebită de familie și cu tatăl meu, cu care nu ne-am văzut împreună de 12 ani. Ce poate să spună un părinte care are doi băieți, amândoi plecați de acasă, unul în Germania, unul în Canada, și amândoi realizați extrem de frumos. Sunt convins că prin capacitățile pe care le au, și în România, fiind acum, ar fi putut juca un rol important, fiecare în domeniul lui de activitate. Octavian, pentru că de el s-a vorbit până acum, a plecat cu gândul să ajungă un mare trompetist. Așa a ajuns, că e prim trompetist de 20 de ani la o orchestră importantă. Dar niciodată nu mi-a trecut prin minte că Octavian are și alte talente. Deci am început ca prim trompetist în orchestra filarmonică de acolo din oraș și încet încet am ajuns să am și funcții organizatorice în teatrul unde lucrez. Am devenit președintele Consiliului Angajaților în teatru, ceea ce mi-a dat posibilitatea să iau parte la multe treburi organizatorice în instituția respectivă și am foarte multe obligații în acest sens și acum, înainte să vin, a trebuit să conduc negocieri pentru noile salarii care s-au negociat acum în teatrul nostru și anumite probleme legate de fuzionarea a două instituții, sunt două teatre destul de apropiate în Görlitz. Sunt probleme extrem de complicate, este foarte greu de explicat și îmi dau seama că foarte mulți termeni care îi cunosc, termeni de specialitate de organizare în limba germană, nu-mi vine ușor să-i rostesc în limba română, pentru că atâta timp cât am stat eu în România, n-am avut ocazia să iau parte la asemenea treburi și funcții organizatorice. Prin munca organizatorică care am dus-o tot timpul și prin faptul că am cunoscut foarte mulți oameni din viața socială al orașului în care locuiesc, a dus la faptul să fiu întrebat dacă doresc să candidez ca și candidat pentru Consiliul Municipal al orașului. Asta a fost la începutul anului 2009. A trebuit să mă gândesc, a fost, chiar dacă am un interes deosebit pentru politică și istorie, totuși a fost o decizie deosebită pentru mine și la urma urmei am acceptat să fac această experiență, să încerc, să fac această încercare. Spre surpriza mea și a multora din oraș, am câștigat alegerile pentru Consiliul Municipal și am reușit să intru ca și deputat în acest Consiliu cu un număr deosebit de mare de voturi, ceea ce a fost surpriza locală și surpriza mea personală.
A fost foarte simplu să spun da și să accept să accept această ofertă de candidatură, ceea ce s-a dovedit mai complicat și a fost o experiență extrem de interesantă. A fost ceea ce a început în zilele următoare, faptul de a lua parte la întruniri și ședințe a tuturor candidaților acestui partid pentru care am candidat, Partidul Creștin Democrat, partidul de guvernământ în momentul de față în Germania. Este un partid care corespunde cel mai mult gândurilor și convingerilor mele. În primul rând, este un partid mai conservativ. Eu sunt un tip mai conservativ de felul meu și prin nume Partidul Creștin Democrat. Cuvântul acesta creștin este de mare importanță în acest partid, în Germania. Nu este numai o fasadă, ci este luat foarte în serios. Deci am început să iau parte în acest proces, la acest proces de pregătire a campaniei electorale. S-a întrunit o întreagă echipă care să pregătească programul campaniei electorale, să pregătească felul în care ne prezentăm în afară, să pregătească afișele și ceea ce scrie pe afișele respective. A fost foarte interesant pentru că ne-am sfătuit foarte mult să spunem, să alegem temele respective. Trebuie un complex de teme care joacă un rol important la nivel comunal, pentru că au fost alegeri comunale, deci la nivel orășenesc. În orice caz, a fost o experiență extrem de interesantă. În același timp, am luat legătura și cu o agenție de publicitate și marketing care a pregătit un prospect despre mine și despre familia mea. La început am fost foarte sceptic, nu eram obișnuit să povestesc prea mult despre viața mea personală și profesională, dar m-au învățat și mi-au arătat care este modul potrivit de a face acest lucru. Și pentru că a venit vorba de familia mea, vreau să vă prezint și pe soția mea, Desiree, și pe cele două, avem două fete, cea mică Diandra are 12 ani și cea mare Silviana are 16 ani. Nu suntem întâmplător aici cu cele două fete. Silviana va rămâne pentru un an de zile aici la școală în Canada, care sperăm să fie o experiență foarte bună și importantă pentru viața ei de mai târziu. Îmi pare foarte bine că soția mea și-a dat mare silință și a învățat limba română. Mă numesc Desiree Ursu, sunt soția lui Octavian Ursu. Am născut în Detroit, în USA, unde a lucrat tatăl meu ca un doctor pentru 2 ani, dar după aia a mutat în jurul lui Köln și acolo am stat foarte mult timp, să zicem așa. Acum sunt și 20 ani în Görlitz. După Revoluție am avut posibilitatea să mă duc acolo și sunt angajată la teatru ca cântăreață. Suntem o pereche mixtă, soția mea este din Germania, iar eu din România și ca toate aceste perechi mixte, cred că avem și noi problemele noastre. Fiecare aceste perechi, am întâlnit multe în Germania, noi am avut o problemă mai personală cu limba, pentru că soția mea a dorit și a învățat limba română, ceea ce am fost foarte bucuros, dar a și dorit foarte mult să vorbească acasă. În același timp, eu am dorit și a trebuit să-mi exersez limba germană acasă, deci a fost întotdeauna o luptă care încă nu s-a terminat, cât de mult vorbim germană și cât de mult vorbim română acasă. Pentru mine, românii sunt foarte deschiși, optimiști și veseli și de-aia gândesc noi ne potrivim foarte bine, Octavian și cu mine. Deci să revenim la viața politică din Germania. A fost o campanie electorală foarte interesantă, fiind de partea acestui partid și făcând parte din acest partid.
În anul 2009 au avut loc patru campanii electorale în landul Sachsen, în Saxonia, de unde venim noi și de unde locuim. Au fost alegerile comunale, au fost alegerile europene, alegerile pentru Parlamentul Landului și în octombrie alegerile pentru Parlamentul German din Berlin. Toate aceste campanii electorale trebuie susținute de membrii partidului și de cei care participă la viața politică. Și eu m-am angajat foarte mult în toate cele patru campanii electorale, deși cea mai personală, a mea, a fost prima. Și asta a fost o experiență extrem de interesantă pe care am făcut-o. După campaniile electorale începe munca efectivă în momentul în care ești ales în Consiliul Municipal ca deputat. Fac parte din mai multe comitete și comisii ale municipiului. Există o comisie a administrației, care e una dintre cele mai importante comisii. Am devenit locțiitorul șefului fracțiunii partidului respectiv în Consiliul Municipal și vorbitorul de presă al partidului. A fost o muncă până acum extrem de interesantă, dar și foarte grea. Sunt fericit că am ajuns în momentul ăsta să am câteva zile de concediu aici, mai ales aici în Canada, cu fratele meu și cu familia împreună. Am rămas surprins când am auzit, frumos surprins, când am auzit că a fost solicitat, că asta e foarte important, să intre și în domeniul politic. Și eu aș dori să subliniez treaba aceasta, că el este un suflet mare, un suflet bun, apropiat de oameni, îi plac oamenii, îi place societatea și dorește, este chiar un ideal de al lui de a face ceva pentru oameni. Are multe proiecte frumoase pe care nu le-a spus și le păstrează încă, poate sunt un secret, chiar în Gheorlitz să realizeze niște lucruri frumoase pentru ceea ce însemnează cultura din Gheorlitz, muzica, arta și mai departe. Depinde cum vor merge lucrurile. Dar eu sunt mândru și constat chiar cu surprindere că chiar are talent în direcția aceasta. Octavian are foarte multe talente sociale, este tolerant, diplomatic, are darul de asculta. Ceea ce s-a întâmplat în mod deosebit a fost că la începutul acestui an, prin anumite întâmplări care s-au legat între ele, nu vreau să intru în amănunte, dar am fost întrebat dacă aș candida pentru conducerea partidului local, acolo creștin-democrat în Gheorlitz, deci la nivel local, dar care totuși este partidul de guvernământ și în Saxonia și și în Germania și acolo la nivel local, sau la nivel de prefectură, ca să spunem așa, este partidul cu cea mai mare influență politică. M-am hotărât să fac acest pas, a fost din nou o experiență interesantă și spre surpriza mea am fost ales cu o mare majoritate de voturi, iar acum am o funcție, într-adevăr, o funcție politică importantă la nivel local. Este și o dovadă că sistemul electoral german și sistemul de partide și de politic german funcționează extrem de democratic. Am fost foarte impresionat de toate aceste alegeri la care am luat parte, cât de deschis și cât de democratic acest sistem funcționează. Numai datorită acestui fapt s-a ajuns aici să am ocazia și posibilitatea să am această funcție destul de importantă la nivel local. Datoria mea ca președinte a acestui partid la nivel local este de a avea cât mai multe contacte cu cei care iau hotărâri economice la nivel local, de a ajunge să producă cât mai multe locuri de muncă
pentru orașul respectiv. Există probleme economice în Görlitz, ca peste tot. Și, pe de altă parte, dorim foarte mult să facem cât mai mult pentru educație, pentru școli, pentru generația următoare, pentru că educația, cel puțin asta este părerea noastră, a creștin-democraților, la nivel local, educația este cheia succesului de mai târziu pentru copii și pentru adulții de mai târziu. Este și frâna împotriva sărăciei. Munca mea în teatru merge mai departe, lucrez mai departe în teatru, pentru că tot ceea ce are de a face cu politica până acum, la nivelul la care sunt funcții voluntare. Deci este o muncă pe care trebuie să o fac în timpul liber, timp liber care, datorită acestui fapt, practic nu mai există. M-am gândit că dacă aș avea posibilitatea să am o anumită influență politică importantă în Germania, aș încerca cât mai mult să iau contacte și cu politicienii români pentru a reuși poate împreună anumite proiecte importante și pentru țara mea natală, să ajut aceste proiecte să fie împlinite cu succes. Poate un ultim cuvânt sau o ultimă frază pentru toți cei plecați de acasă. România o să rămână întotdeauna acasă și pentru mine, deși acasă este acum și Germania. Încercați să vă integrați cât mai bine în societatea în care sunteți, dar nu negați niciodată de unde veniți. Faptul că întotdeauna am recunoscut identitatea mea mi-a adus multe puncte pozitive și în viața politică din ce în ce mai mult. Am observat că este bine să fii sincer și să spui da, sunt român, vin din România și în același timp să încerci să te integrezi cât mai bine în societatea în care trăiești. Am făcut o experiență extrem de pozitivă cu acest fapt și nu pot decât să le recomand tuturor celor plecați de acasă să facă același lucru. Aș putea spune că sunt un părinte fericit, că am doi băieți, unul mai bun decât celălalt, Cătălin. Încă din copilărie am visat să ajung un mare muzician. Eu personal l-am vrut un mare dirijor, să aibă o baghetă și să se plimbe pe Mapamon, pe la toate orchestrele. A ajuns un mare dirijor, dar a ajuns și un mare pedagog. Și faptul că acum de curând a reușit să-și dea doctoratul în domeniul ăsta de filozofie, muzică, educație, are niște planuri absolut unice în domeniul educației muzicale și în domeniul învățământului muzical, și îl sfătuiesc chiar cu această ocazie ca această teză de doctorat să aibă grijă de ea să fie publicată, pentru că va putea duce la o adevărată revoluție în domeniul învățământului muzical, de la copil și până la studenție. Sigur că am un anumit regret că nu sunt lângă mine acasă, dar cum eu am o viziune mai largă despre viață și despre lume și despre societate, pentru mine casa e peste tot.